Și în 2075 tu vei fi unul dintre cei 14 miliarde de locuitori, de două mai mult ca acum. Deci în 2075, dacă nu veți strâng voi umăr lângă umăr și pierd lângă spate, nu te vezi pe pământ. Să fie clar. Clar, dacă nu cumva, ați mișcat pionii și ați ieșit în afara pământului. Ceea ce eu sunt sigur că vă se va întâmpla. Eu, ceea ce vă spun, este asta se va întâmpla mâine, repede. Da, mai departe. Spre 2100, populația începe să scadă. De ce? Pentru că educația se, nu pot să spun, se încheie, se generalizează. Fetele învață de la școală că dacă ai doi copii, îi faci să trăiască mai bine, îi dai la școală, îi crești mai bine, decât dacă ai 8 sau 9, cum se întâmpla în, de pildă, India. Ce frumoasă imagine, întoarce puțin ca să se sperie oamenii bine. Asta e doar, ce să spunem, nici măcar un hectar de populație umană. Dacă este și pe toți la urmă, și fiecare, gândiți-vă că fiecare are un creier și apropo 7 miliarde de pământeni, înseamnă 7, nu numai 7 miliarde de guri, ci 7 miliarde de creiere, 14 miliarde de mâini capabili să transforme, să schimbe planeta, sistemul solar. Da? Sar peste energie, știu mai bine elevii și studenții lui Florin. În orice caz, la TSRT, că am participat și vreau să vă spun câteva cuvinte. La un moment dat, la o întâlnire UNESCO, vine un arab, îl cheamă Bin Talal, și ne zice cum o să au ei un proiect în Iordania, unde vine el, cum pe deșertul Arabiei, deșertul Libiei, în Sahara, vor pune ferme solare cu panouri fotovoltaice, dar și oglinzi care concentrează razele soarelui spre tuburi, care, casa de bar de apă, care apa fierbe și așa mai departe. Inginerii sunt de bine ca asta să întâmple până nu vor rezolva ei. Și de acolo iese curent electric suficient cât să rezolve problemele Europei. Mie mi-a plăcut povestea, l-am aplaudat, o să scriu o povestire SF, probabil. Peste un an, însă, la Clubul de la Roma, suntem invitați să ne întâlnim cu o echipă nemțească care vine cu dosarele puse la punct. Iar când nemții se apucă de o treabă, fie războiul mondial, fie dezvoltarea, dupla, la capăt, în mare. Și dosarele astea arată foarte clar cât de ușor e de făcut. Eu am fost apoi la Hamburg, la o întâlnire a energeticienilor, și până era că nucleariștii de la Hamburg, la Hamburg este un mare accelerator de particule, îl cheamă DAISY, Anseluța, accelerator, și acolo au discutat mai ales despre energetica solară, toate erau puse la punct, costă puțin de tot, 100 de miliarde de dolari, ca să rezolvăm complet problemele energetice, fără să mai aprindem un foc pe pământ. Nu mai e nevoie. Soarele nu e destul. Dă, ca să vedeți cât ne dă. Soarele? În 6 ore, toate deșerturile pământului primesc de la soare toată energia de care are nevoie omenirea într-un an întreg. În 6 ore, soarele își face datoria, le dă nouă ce le trebuie. Da? Îți spune traistă, da? Nu-ți dă să și mănânce. Ții tu de acolo și te descurci mai departe. Incidentul. Vor ieși din paradigma asta, fac un foc sub un cazan, aurul și așa mai departe, învărceam curent electric. Da. Proiectul se numește, veți auzi de el. Sigur că acum e haosul din lumea arabă. Stăvnic, nici nu pot să știu cine. Mi se pare că americanii o să trebuie. În orice caz, e tipa aia tembelă, cu Bush, Cheney, Dick Cheney și cum îl chema pe ministrul de război, sunt cei care sunt vinovați că au stănit lucrurile în Irak și apoi s-au apucat să-l omoare pe Gaddafi, care sigur că merita spânzurat. Da? Puteam să fie un spion să rezolve lucrurile astea, fără să facă oră. Da? Uite, la fel la Siria și întreaga lume arabă e dată peste cap și va dura mai bine de 10 ani până să se așeze. Proiectul se numește EUMENA, European Union, Middle East, North Africa. Toți vor avea problemele rezolvate, vor fi locuri de muncă pentru un milion de oameni și, din toată, nu va mai fi foc pe pământ. Așa că, peste 100 de ani urmașii tăi, în 2100 să fii străbunic, așa să fii, urmașii tăi vor respira aer curat pe planeta asta. Atât e de ajuns, 130 de kilometri, un pătrățel, pe care pun instalațiile solare de care vă spun și de aici scot
curent electric, care trece pe sub literala și de tot ce trebuie acolo. Imediat vocile, bun, bun, dar ce faci noaptea? Și răspunsul l-a venit imediat, chiar de la voi premiază Nobel. Sub întreaga instalație facem un bazin uriaș de saramură. Razele soarelui, o parte din razele soarelui, sunt trimise spre subsol de către oglinzi care înconjoară întregul perimetru. Saramura sunt fierbute și rămâne așa peste noapte, suficient cât pusă sub cazanul inginerului de acolo să aprindă, să dea aburul și să avem luminele. Așa mi-era întrebarea, dar noaptea, ce faci noaptea? Cum o trimiți după noapte în Europa? Și răspunsul a venit din istorie. Un domn pe nume Edison și împreună cu Tesla au judecat cum se transmite curentul electric în Statele Unite unde a început aventura. A fost o mare bătălie între curentul continuu și curentul alternativ. A câștigat curentul alternativ implicit la faptul că un mare potrogar pe nume Westinghouse a dat șterțul la Congresul American. Și atunci Congresul American a preluat ideea de transformator al lui Tesla. Voi aveți, mai avem transformatoare peste tot Pământul și folosim energia și folosim transmisia prin curent alternativ. Și de așa au avut șterțurile din secolul trecut la Congresul American. E bine, high voltage direct current, curent continuu de înaltă tensiune, e ceva ce câștigă deja teren. Sunt multe linii, chiar în Statele Unite, de făcute. Pierderea este numai de 8% de un circuit. Înseamnă că e mult mai mult la cel de curent alternativ și se va ajunge în timpul asta. Prima oară ne-i ajuns să fie pace aici, să nu mai fie Boko Haram pe aici pe unde sunt, să nu mai fie Lefuda la care se vinde aici acolo și atunci lumea se așează și a rezolvat problema energetică, după cum eu cred că problema foametei va fi rezolvată în 10 ani. Nu mai este foame pe Pământ. V-am spus că am fost în Bangladesh. Nu știam cum e mizeria. Sigur că a fost o perioadă de sărăcie în România. Dar cum arată mizeria adevărată, nici nu vă puteți imagina. Singurul oraș în care n-am putut să merg pe stradă, pe trotuare, e Dhaka, capitala, pentru că oamenii trăiesc pe trotuare. Copii, bătrâni, dorm acolo, mănâncă, dorm. Asta era, am încercat vreo 100-200 de metri și m-am întors și am stat în hotelul Ministerului Educației și nu pe pat, că treceau tot felul de... Și gângănii și șopurile după gângănii și... Așa că, noroc, am avut la mine Suflet de moartea lui Gogol, o citisem în copilărie, am citit de vreo 5 ori în gândirea asta, că n-ai spus. Stai, de ceva care era de plastic, deci nu puteam să vină să te muște nimic. Asta e viața acolo. Fuziunea nucleară m-a spus că am fost la Cadaraș. Era o poartă special și la Cadaraș, înspunță că din teritoriul Spaniei, pe unde oamenii e exemplu Provence, e o pată, e tăiat așa din teritoriul Franței, e făcută albă, nici nu știi ce e înăuntru. Deci, acolo suntem apatiți cu toții, spun cei care lucrează la fuziunea nucleară, și acolo se întâmplă că un nucleu de deuteriu, izotopare, hidrogenului și un de tritiu, izotopare, hidrogenului, sunt strânși la o lată schițați așa, până când se șnește energie de acolo. Și nu e radioactiv. Prin urmare, nu e radioactiv. Păi, vă dați seama că astfel nu merge bine din partea fisioniștilor. Sunt 41 de grupuri nucleare în lumea întreagă. Noi suntem partea grupului nuclear. Păi, ne convine să vină cineva și să zic, ia pe gaz voi de aici, de urmați să nu avem nevoie. Așa că, vă 50 de ani, vor merge împreună. În plus, mai sunt hidrocarboniști. Hidrocarboniști înseamnă probabil vreo 200 de milioane de locuri de muncă pe Pământ și între aceștia 200 de milioane sunt câteva zeci de miliardari cu aceștia. Nu te lasă să le tragi presul de sub picioare. N-am să încotro. Ce se întâmplă în ultima vreme? Ați auzit de Elon Musk. Elon Musk este un IT-ist care a inventat PayPal, un site, pe care l-a vândut la scor mare, la preț foarte bun, și PayPal și el s-a apucat să și locuiască șoferii în mașinile electrice și să și facă SpaceX o rachetă cu care poate alimenta stația orbitală internațională, dar să și pregătească drumul spre Marte, care s-ar putea să fie în 2019, așa, în 2019, pe care vă gândesc că toți veți fi aici. Un bărbat și o femeie, asta înseamnă cuplu,
orice ar face domnul Ferrari. Urcați la bordul unei nave pe care o trimit IT-știi, gândiți-vă la asta, IT-știi pun banii, pleacă de pe Pământ, se duce spre planeta Marte, ocolește planeta Marte, de ce 2019? Pentru că e punte bună, mai aproape de planetă, îi dă un ocol, se întoarce acasă după 501 zile. Matematicienii, astronomii, astrofizicienii știu exact, din asta astronomie costică. Dau un ocol și se întorc acasă. Ce semnificație are altul? Aceeași pe care în 1968, când nu era născut cea mai mare parte, o navă plecată de la Cape Canaveral, a plecat, a dat ocol lunii, le-a lăsat, povestesc cei de la bord, că le-a lăsat cu rabă. Și să fie la doi pași de lună și să nu se ducă până acolo, dar asta era sarcina lor. Au dat ocul lunii, chiar de Crăciun, și s-au întors acasă la bază, demonstrând că se poate face. Peste un an, Armstrong, Aldrin, Collins, au ajuns pe lună și apoi am uitat de lună. De ce am uitat de lună? Adesea sunt întrebat. De la ecomia de lună. Homo sapiens s-a îmbogățit atât de tare din aventura asta cosmică, rachetele, sateliții de telecomunicație, de teledetecție și spuneți orice, toate sunt făcute furibunde, ăștia, mai ales de cele de telecomunicație, ne-au îmbogățit imens, imens. Încât suntem ocupați tot în desen în buzunare. Numai că, îți repet, o să fiți 14 miliarde în 2075. Dacă nu vă duceți să construiți, să puneți la Grand și niște orășele, să plecați 200 de mii acolo, 200 de mii acolo, dincolo, să logeți pe Lună și mai ales pe Marte, nu rezolvați problemele. Sunteți, veți fi prea mulți. Noi să zicem, ne-am făcut datoria. V-am vrut în bucluc și acum trebuie să vă descurcați mai departe. Asta e tocamacul. Aici este colacul imens de plasma, care se învârte pe la 100 de milioane de grade de Celsius. Este o temperatură mult mai mare decât ori în orice stea din spațiul cosmic. Deci aici ne reușește o temperatură mult mai mare decât orice stea în spațiul cosmic, iar pereții sunt magneți de supraconductori care scad sub temperatura cosmică de 2 grade Kelvin. Deci cel mai rece punct din Univers este peretele ăsta, de la Tocamac, și cel mai fierbinte punct din Univers e Tocamac însuși, și minerul de plasmă. De ce e stare să facă omul sapiens? Cum e capabil să dea lucrurile peste cap? Sar peste grană. Vă spun doar că trebuia să vă fi arătat în ceasul ăla de la început. Pe Pământ sunt constant 900 de milioane până la 1 miliard de fălnuți. Ăștia sunt fălnuți din Pământ. Africa cea mai mare parte, Asia de Sud-Est, dar 1,5 miliard de grași. Deci 1,5 miliard de grași, la care doctorii trebuie să pune bandei ca să mai ales pe obez, să-i facă să mai crească o vreme. De ce? Că am dat de bine, că am apucat să mâncăm peste cât ne trebuie, ei, și aici trebuie să vină școala și să spună, hai să te învăț să mănânci, hai să fie altfel. Trece pe. În orice caz, întoarce pe câți. Pe Terra nu vor mai exista țări sărace în 2035. O să fie să te învățești, dar vă dați seama. Cine spune asta? PIB-ul pe cap de pământean va fi $1,35 pe an. Și asta spune un socialist pe nume Bill Gates. Dacă la ora actuală există pe Terra un adevărat socialist cu scaunul la cap, el se numește William Gates, care a hotărât, cum bine știți, să-și împartă averea. Se dea averea unei fundații care se ocupă mai ales de săraci din bolnavi din Africa și în Asia, și a dat la copii doar câte 10 milioane de dolari, spunând așa, nu vreau să le sulțesc viețile. Să se descurce, să mănânce copii mai departe. Vin prietenul lui Warren Buffett, care e cel mai mare speculat de pe Pământ, și care nu are ce face, a avut la fel, a luat bani și a pus la Bill Gates, Bill și cu Melinda, descurcați-vă voi. Da? Trece peste apă. Aici tot inginerii se vină. Dacă în ultima știință și tehnică noastră o să găsim un articol despre apă, o să vedeți că cea mai bizară substanță care e pe Pământ este apa. Are 72 de anomalii. Asta înseamnă legile fizicii nu vrea să le respecte. Din 1000 de lucruri, legile fizicii nu sunt respectate de către apă. Și avem, pentru că cea mai multe în oceane, sigur că arabii bogați din Arabia Saudită, din
quatro, Qatar și Kuwait știu să o scoată, procedura este cam o smoză inversă, dar e foarte scump, e costor de scump. Africanii nici vor, nu știu, se poate așa ceva. Așa că tot la ingineri venim cu cea de-a doua mare datorie a lor, măi, frați ingineri, ia vedeți cum faceți ca să rezolvați lucrurile astea, mai ales că foarte curând și din Marea Neagră vom bea țările din jur, se știu, România, o țară săracă în ape. Deci mi se pare că să vezi noi avem de plouă, râuri, de mamă, n-avem. Probabil populația lumii se va strânge între cele două tropice, orașele vor fi din ce mai mult mega orașe, megalopolisuri. Totul va fi controlat. Conceptul de smart city, oraș deștept, e din ce în ce mai tare pus pe, nu numai pe mesele oamenilor de știință, ci pe mesele politicienilor. Sunt orașe care s-au și rezolvat, sunt complet inteligente. De pildă, nu ți se aprinde lumina pe stradă dacă dă un câine, vagabond. Când a apărut o persoană rămână în ține, să avem lumină, îi respectă tot. 100 de etaje, 120 de etaje, nu știu dacă trebuie așa. Nu știu dacă e nebunie. Seismologii români, foarte buni, între altele, să știți că de la Mărmureanu, citire la și urmașii la Institutul de Fizică a Pământului, avem foarte bine dotat tot institutul ăla. Suntem în corespondență cu lumea întreagă. În orice moment, ca să vă dați seama cât e de sensibilă aparatura lor, îmi spunea Radulian, director de științele, că au o groapă, un fel de puț cu aparate, undeva la nordul țării, chiar lângă frontieră, și ei știu când trece o lupoaică cu pui pe acolo. Înțelegeți? Trece o lupoaică cu pui și ei știu că spui are lupoaica în ăsta, pentru că tip, sunt măsurați acolo și de la București. În orice moment se întâmplă curentul cu tremur puternic, sunt de ajuns 26 de secunde, pentru ca întreaga țară să știe, toate punctele de coordonare a situațiilor de risc din țară să fie anunțate, se oprește gazul peste tot, asta e primul lucru care se face,